Pârtile sunt locurile de joacă preferate ale copiilor în această perioadă. Cu schiurile, Sania sau o bucată de celofan se dau pe zăpadă. Important este să se distreze. E bine, siguranța rămâne pe planul al doilea și nici pe adulți nu pare să-i preocupe prea mult. Poate că dacă era gardul ăsta până în partea aia, era mai sigur. Dar e relativ bine. Dacă oprești la timp, nu ajungi în șosea. Pe derdelușul de lângă Pârtia Bradu din Poiana Brașov, veselia și adrenalina nu se împacă prea bine cu siguranța. Doi copilași erau pe săniuță și nu s-au putut opri, s-au oprit acolo în gardia. Nu s-a lovit destul de rău, sau la poliție era cu sânge pe față. Pentru a fi pârtie de săniuș, cel care are acest spațiu în speță primăria Brașov ar fi trebuit să ia măsurile legale pentru a se putea desfășura această activitate aici. De la tot ce înseamnă protecții, informări, persoană care să supravegheze această activitate. Crencile acestea de brad și această plasă au fost puse să indice punctul maxim de la care copiii se pot da cu săniuța. Delimitarea este făcută însă doar pe jumătate din înălțimea pârtiei, astfel că cei care vor mai multă adrenalină și mai multă viteză o pot ocoli cu ușurință. S-a vă ajuns până în plasă, da, dar... E frică de accidentă? Deocamdată n-am avut nicio accidentare, am mai căzut, asta este, mai cădem, dar sperăm să nu avem nevoie de nicio spitalizare. Paramedicii bat însă drumul până în Poiană de câteva ori pe zi. Serviciul județean de ambulanță este solicitat zilnic, cam de 3 ori, să intervină pe pârtii. Acest număr crește la sfârșit de săptămână, aproape dublându-se. Cele mai frecvente probleme sunt luxațiile și fracturile. Cei care o utilizează, o fac pe propria răspundere, este ca și cum s-ar duce cineva pe un deal și se dă cu sania. Din cauza riscurilor, inspectorii OPC au decis să suspende activitatea pe pârtia pentru sănii din Poiana Brașov.